Uite, Schengen nu e Schengen, ai ziua și nedumerirea cu privire la intrarea în cercul mai restrâns al Uniunii Europene. Austria se ține în continuare tare pe poziții și nu renunță la opoziția față de România și de Ungaria. Degeaba a zburat Lucian Bode la Viena. Discuțiile cu omologul austriac nu au avut niciun efect. Din inima Balcanilor de Vest, de la aceeași întâlnire la care a fost și Iohannis, cancelarul Austriei transmite același nu răspicat. Er hat hier schon klar auch heute dazu Stellung genommen. Es gibt derzeit keine Zustimmung Österreichs zu einer Erweiterung Bulgarien-Rumänien. Es geht darum, dass man mehr Zeit braucht. Es gibt bei uns viel zu große Zahlen. Wir haben 75.000 nicht registrierte illegale Migranten in Österreich. Das heißt, die haben eine EU-Außengrenze überschritten und sind dann trotzdem in ein Binnenland wie Österreich durchgekommen. Diese Sicherheitsfragen gilt es zuerst zu klären. Președintele României mai are speranțe și luptă până în ultimul moment. În continuare se discută și se negociază și nu ne vom opri din discutat și negociat până în ultimul moment. Această chestiune se va afla pe masa Consiliului în format JAI de miniștri de interne și de justiție. De ani de zile, Comisia Europeană dă recomandări favorabile de 11 ani, totul se împotmolește însă la nivel politic. Austria a simțit vulnerabilitatea și a pus condiții referitoare la migrație. Bruxelles a sărit în ajutor și a venit la reuniunea de la Tirana de astăzi cu un plan pentru combaterea migrației ilegale. Al treilea om în stat, Marcel Ciolacu, joacă totul pe cartea sentimentală. Austria este un stat prieten, nu se va opune. Eu mențin părerea că pe data de 8 decembrie vom intra în spațiul Schengen și nu cred că alt stat al Uniunii Europene, chiar un stat prieten cum este Austria, se poate opune pe nedrept intrării României în spațiul Schengen. Cel mai bun semnal înainte de reuniunea JAI îl avem de la reuniunea COREPER, care va avea loc mâine. Până atunci însă facem o previziune împreună cu Alex Georgescu, expert în geopolitică. Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru prezență. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Vedem că Austria joacă tare până în ultimul moment, deși se discuta că de fapt Austria cumva voia o negociere cu Uniunea Europeană privind migrația. Vedem că Bruxelles a oferit un plan concret pentru combaterea migrației, cel cerut de Austria la ultima reuniune JAI de acum 2 săptămâni, și vedem însă că totuși Austria se menține fermă pe poziții. Există vreo șansă ca în discuțiile care pot să mai aibă loc până la reuniunea oficială de joi, România să reușească să convingă Austria că merită votul ei? Cu siguranță că există o șansă. Sunt mai mulți factori aici. Pe de o parte, eu cred că într-adevăr Austria a încercat, sau mai degrabă liderii austrieci, care se confruntă la fel ca toți liderii vestici cu presiuni interne politice pe problema migrației ilegale, eu cred că ei au încercat să se folosească de intrarea în zona Schengen a celor trei țări, drept un moment prielnic pentru a introduce problema migrației ilegale la nivel european și de a vedea ce iese. În al doilea rând, eu aș spune că, mai ales pentru acești lideri, există o tentație populistă de a câștiga capital politic intern cu alegătorii, atacând ținte acceptabile, cum ar fi România, Bulgaria, și asta s-a văzut și în cazul dezbaterilor pe migrație pe fondul Brexit, acum câțiva ani. Atacând aceste țări, ei câștigă capital politic cu propria lor populație. Este clar că poate să existe un compromis politic și s-au vehiculat mai multe variante. Cea în care, spre exemplu, s-a luat cote de migranți, cea în care România ar intra fără Bulgaria, Bulgaria având alte probleme și România având o diplomație mai activă. Este clar că se poate schimba situația, însă natura tactică a acțiunilor Austriei se vede din faptul că până acum noi mizam pe Austria că ar fi un susținător al intrării noastre în Schengen și abia atunci când Olanda a apărut că va șovăi în problema aceasta a excluderii României, atunci au intrat și austriecii pe filieră. Ar fi corect să facem, iartă-mă că te întrerup, să facem raționamentul potrivit căruia Austria de fapt negociază cu Uniunea Europeană interesele proprii și că noi cumva suntem victime colaterale în această ecuație? Asta face oricare țară.
toate țările își negociază elementele în interesul propriu, fie cu celelalte țări din Uniunea Europeană, fie cu Uniunea Europeană însă. Și să vedem, spre exemplu, acțiunile recente ale Ungariei pe tema ajutorului acordat Ucrainei. Deci mi se pare că este o chestie perfect naturală și de la sine înțeleasă. Dar întrebarea este cum își vede Austria, fiind un mare investitor în România și beneficiind economic de pe urma intrării României în Schengen, cum își vede de fapt realmente interesul, inclusiv din perspectiva interesului politic al liderilor săi. Atunci și acolo avem de fapt spațiu pentru a negocia intrarea și trebuie văzut care vor fi compromisele pe care va trebui să le facem, pentru că pe lângă costul economic al intrării în Schengen, pe care l-am achitat de mai mulți ani deja cu toate investițiile care s-au făcut, există desigur și un cost politic. Îți mulțumesc foarte mult pentru analiză.